Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați revenit la emisiunea Invitație la Mediere. Astăzi o am invitată din nou pe prietena emisiunii de acum, sau da, de mai demult, și prietena mea, Cristina Avaro, terapeut, coach și trainer în relații. De ce am ținut astăzi să am un dialog cu Cristina? Este pentru că revenirea la ritmul de viață de după pandemie presupune anumite concluzii pentru această perioadă. Hai să intrăm direct în subiect. Tot timpul m-am întrebat, în timpul pandemiei, în timpul cât am stat acasă, cum au erupt conflictele dintre noi, cei care am stat acasă? Pentru că statisticile spun că în timpul cât am stat la domiciliu, numărul conflictelor de tot soiul s-au înmulțit și să vedem puțin care au fost sursele acestor erupții de conflicte. Bine te găsesc, Ramona, și mersi de invitație. Cu mare drag. Foarte faină tema și mă gândeam asta pe partea de conflicte. Într-adevăr, s-au amplificat în familie și mai ales, cred că a fost și contextul în care oamenii și-au dat seama poate cât sunt de uniți sau cât suntem de înstrăinați unii de alții. Noi nu suntem făcuți, din punctul meu de vedere, să conviețuim zi de zi, nenumărate ore, unii cu alții și în care ni se mai cere să fim și să ne simțim și bine, pentru că ești în familie, pentru că ne iubim, pentru că vrem să ne fie bine. Și de ce cu toate astea nu ne simțim bine? Eu cred că avem nevoie de foarte mare diversitate, noi ca specie umană, și atunci nevoia noastră de diversitate a fost limitată, chiar dacă avem acces la internet, la foarte multe informații, a fost un lux din punctul ăsta de vedere, dar pe de altă parte limitat pe un teritoriu care e mai mic sau mai generos în spațiul în care locuim, aduce la suprafață foarte multe lucruri care au fost ținute sub capac, tensiune, frustrări acumulate și mai ales când poate uneori suntem nevorbiți, cum mai zic adesea, în sensul în care intrați într-un flux al vieții cu foarte multe responsabilități. Trăim într-o perioadă pe o planetă nervoasă, cum e titlul unei cărți foarte drăguțe, foarte faină. Deci cu foarte multe cereri, cu foarte multe responsabilități, implicați în diverse lucruri, dintr-o dată, ok, ești implicat în toate celelalte, că am încercat să ne reconfigurăm spațiul, dar de acasă, dar să te simți și bine cu celelalte, să mai și sprijin. În momentul în care noi am fost supuși unui stres foarte mare, aici a contat foarte mult ce capacitate are fiecare de a face față stresului, cum gestionează stresul, ce toleranță are la frustrare și ce disciplină interioară. De aceea, de multe ori, am scris pe marginea acestui subiect la început, pe parcursul pandemiei și a izolării noastre, că e foarte important ce semnificație dăm apoi acestei perioade și dacă o luăm ca un cantonament, ca o capacitate noastră de a ne antrena, de a fi mai disciplinat sau de a obține ceva pentru tine, ieșai pe plus. Îți dai seama că în momentul în care noi stăm împreună în familie, mai ai responsabilități, ai datorii, viața ta financiară a fost afectată, viața ta socială, părinții care au copii, școala continuă, părinții s-au trezit dintr-o dată responsabili realmente să-i ajute foarte mult pe copii. Copiii depinde iară de structura lor de personalitate, cum am înțeles toate lucrurile astea. E o întreagă suită de probleme care se generează și care au dus, de fapt, zic eu, la amplificarea problemelor, dar ele erau, de fapt, întotdeauna acolo. Asta e ideea. Asta o să spun că înseamnă că erau. Da, ele erau și era doar contextul potrivit să iasă la suprafață și să ne dăm seama cât suntem poate de înstrăinați, ce avem nevoie și ce ar trebui să facem. Pentru că de multe ori ce ne simțim bine, dar de fapt fiecare este în altă parte și vii acasă pentru cât ești funcțional în casă. Că poate ești 5 ore maxim, că cele mai multe ore de acasă, da, le petreci afară și acasă dormim și mai ai treburile administrative, gospodărești, dar maxim 5 din ce am văzut la majoritatea oamenilor. Da. Din ce am observat pe timpul ăsta cât am stat acasă, practic casa s-a transformat și în locul de muncă, și în școală, și în locul de divertisment. N-ai mai putut ieși cu copii în parc, dar ai încercat să... Și atunci, sigur că a fost așa un tot pe care am știut sau nu să-l gestionăm, de unde conflictele. Și conflictele ascunse, de multe ori, au răbuvnit în această perioadă. Eu am observat în partea de conflicte
care se mediază, foarte multă lume după această perioadă a hotărât să se separe. Pentru că a fost o perioadă în care multe din părți și-au dat seama că petrecând mult timp împreună, exact cum spui tu, nu au prea multe în comun. Asta este una din surprize și în același timp nu este o surpriză. Cred că am avut și așteptări foarte mari legate de viața în comun și cum ne imaginăm noi viața aia. Și de asta mi se pare foarte important, mai ales cum lucrez și eu cu cupluri în terapie, ce atenție ai și cum hrănești o relație. Pentru că o relație trebuie hrănită constant. Ori prinși în vraja vieții cu așa de multe lucruri pe care dorim să le dobândim, să performăm, să avem, uiți de cuplu, de partener, te cheamă sarcinile de lucru, responsabilitățile față de copil. Și atunci te aștepți ca din start, partenerul e acolo și nu mai oferi atâta timp, atâta atenție, atâta grijă, și pentru că el e acolo și trebuie să te înțelească oricum, pentru că el e acolo, te înțelege sau ea. Și nu te înțelege numai așa că te înțelege, pentru că pentru a te înțelege trebuie să comunici, să te actualizezi. Da. Și oamenii nu s-au mai actualizat de foarte multe ori în cupluri, asta se întâmplă și duce la o foarte mare diferențiere, pentru că la început se îndrăgostesc, sunt fantastice, minunat. Dar, din păcate, după ce trece perioada aia de îndrăgosteală, cum îi zicem, și vine adevărata iubire, vine cu provocări, pentru că o relație nu este lipsită de provocări, de frecușuri, și abia atunci se vede ce capacitate există de a fi angajat în relație, cât de mult contează, și e foarte important să aibă o bază solidă, la nivel de valori, de direcție, ce-și doresc în viață, și de a se respecta. Și atunci, dacă ei n-au valorile împreună și spațiul în care se înțeleagă și chiar și în diversitatea lor, chiar dacă sunt diferiți, o să crească problemele și vei fi interesat într-adevăr să mergi poate într-o altă relație, să rupi pentru că vrei să fii din nou înțeles. Oamenii nu se înțeleg, dar nu se înțeleg pentru că nu se ascultă și nu se ascultă și nici nu se mai comunică, nu se actualizează. Cum devin ei? Cum se transformă? Când ne transformă viața, experiențele, dezamăgirile, reușitele, plecările dintr-un loc, revenirile, contextul de muncă, social, unde trăim. Și dacă nu comunici cu partenerul permanent, în care să-l pui la punct cu ce ahauri ai avut, ce conștientizări, apare distanța. Și pandemia, izolarea, chiar ne-a dus la suprafață ce distanță era emoțională între noi și efectiv de a ne cunoaște unul pe altul cine am devenit, că de fapt eram sub același acoperiș, dar fiecare cu lumea lui. Și unul din lucruri pe care le-am constatat, și chiar am avut o terapie fantastică, pe ideea de a-i ajuta pe oameni să se separe, exact ce faceți voi în mediere, și mi se pare fantastic, și a fost pentru mine o revelație cum ar fi dacă oamenii și-ar oferi tot atâta timp, cu aceeași prețuire, să își găsească un mod de a spune și de a da mâna, cum ar veni, într-un mod elegant, dintr-o relație. Ok, nu putem merge mai departe, dar ce-ar fi să dedicăm timpul la când ne-am îndrăgostit și am vrut să știu totul despre tine, hai să aflăm acum de ce n-am putut funcționa, ce am fi fost, ce aș fi avut nevoie, cum putem face plecarea asta și separarea noastră într-un mod elegant, pentru că modul în care te separi și pleci dintr-o relație este un predictor pentru următoarea ta relație, cât va fi de funcțională, cât de sănătoasă. Pentru că mă duc cu bagajul meu și mă îndrăgostesc de altcineva și mă aștept ca celălalt să mă înțeleagă și să mă repare, pentru că aici am fost supărat, trădat, dezamăgit, neînțeles. Ei bine, dacă tu nu ajungi să știi cu ce ai contribuit și ce nu a fost bine pentru tine, nu vei ști nici în cealaltă relație. Da. Vreau să ne spui două vorbe și despre comunicarea non-verbală. Deseori văd cupluri pe telefon, fiecare își practic trăiește în lumea lui, câteodată mai interacționează. Alteori, comunicarea non-verbală însemna oferirea unei flori, scrierea unei poezii, chestiuni mult mai romantice. Cum s-a updatat relația privită așa per general și comunicarea non-verbală? Adică este productivă? Adică ajută un cuplu?
Ajută, depinde cum te vei folosi, clar. Și depinde, pentru comunicarea non-verbală va trebui în primul rând să fii atent la celălalt. Înseamnă să fiu atent la tine, să observ când ai o grimasă, îți ridici o sprânceană, te devii drept, stai relaxat, ești încordat, dar pentru toate aceste lucruri, ca să-mi dau seama cum ești, va trebui să mă uit la tine și înseamnă să fiu cu toată atenția Corect. Spre tine. Și atunci noi ne vom lua foarte multe semnale, pentru că știm să citim pe ceilalți, avem niște antenuțe prin care noi decodăm comportamentul sau starea celuilalt și ne dăm seama cât de deschis este sau cât de închis. Nu trebuie foarte multă școală, sincer, că o simți intuitiv. O simți. Datorită acestor antenuțe ale noastre pe care le avem și s-a acolo de milioane de ani, îmi vine să zic, pentru că are de-a face cu capacitatea noastră de a ne proteja, de a fi în siguranță, de a ne lua repere, cum să fim în lume. Așa că acest limbaj non-verbal transmite foarte mult. Îți dai seama că pentru noi care n-am trăit prima parte a vieții cu telefoane, cu gadget-uri, cu toată această tehnologizare de care au acum parte și avem și noi parte, mi-am tot pus întrebarea, ok, cât de mult afectează inclusiv telefonul, că mergem la un restaurant, la un local și vezi că fiecare stă pe telefon da. Și din când în când își fac o poză și ne simțim bine, facem o poză la mâncare, postăm pe Facebook, pe Insta și pe altele și ce bine ne-am simțit, dar de fapt noi vedem că nu comunică și fiecare este adâncit da. În... din punctul meu de vedere, ca om al relațiilor și specialist, îmi zic că acolo arată, e un prim pas, o primă pripaste care de fapt se naște, pentru că suntem deja prea mult, cu prea multă nevoie de validare în afară și ăsta este prețul pe care îl plătim pentru această tehnologizare, că noi întotdeauna avem nevoie de o validare pentru a crește, pentru a avea încredere în noi. Face parte din piramida lui Maslow, la urma urmei. Dar o punem prea mult pe seama celorlalți și de ce ar conta atât de mult oameni străini și vrem cât mai multe like-uri, vrem cât mai mulți urmăritori și ca și cum ei ne-ar da nouă un răspuns la cât suntem de valoroși. Ar fi fantastic dacă ne-am reamintit de lucrurile simple, cine de fapt cu adevărat important pentru tine în viața ta, de ce oameni vrei să fii validat, recunoscut, prețuit, admirat, pentru că nu se poate să fii admirat și prețuit de toată lumea. E fantastic că cei care reușesc să-și găsească o masă mare de oameni de care să fie admirați, dar dacă vrei să convingi sau să câștigi prețuirea, admirația tuturor, e foarte greu. Pe de-o parte, ori faci ceva fantastic, care, da, într-adevăr, este de admirat, ori vei încerca să găsești așa o plajă de oameni, dar în care cât ești tu de mult autentic, la aia mă gândesc, cât de mult te mai păstrezi pe tine. Deci sunt foarte multe lucruri de zis, îmi dau seama. Și pornim de la partea asta de comunicare non-verbală, în care devenim sclavi, îmi vine să spun, a selfie-urilor, a imaginilor frumoase, sănătoase și culmea este că oamenii știu asta. Îi întâlnesc în terapie și de multe ori îmi zic ok, știu că nu e adevărat ce se postează pe rețelele de socializare, dar totuși continuăm. Deci asta este un paradox. Știm că nu este așa și totuși continuăm să facem asta. Și eu pun pe seama nevoii noastre de recunoaștere, de a fi admirați și mi-arată o fragilitate foarte mare la nivel de stimă de sine, de respect de sine. Și dacă tu vei fi și pentru cuplul tău că vrei mereu să pozezi sau în familie, să ai familia perfectă, nu este în regulă. Și exact cum mi-a zis o clientă la un moment dat, o adolescentă care își certa părinții cu o maturitate fantastică, măi, nu trebuia să-mi oferiți mie imaginea unei familii perfecte. Noi nu ne mai certăm, apropo de conflicte. De ce nu v-ați certat? De ce eu n-am știut că voi nu vă înțelegeți, că vreți să divorțați? Sau nu sunt anunțată din start, noi divorțăm. Păi cum divorțăm? Că trăiam într-un cocon fantastic. Da. Atunci, din punctul meu de vedere, este chiar o valoare în conflicte și copiii chiar să fie expuși și conflictelor, dar cu măsură, cu o limită, pentru că un conflict te pune în contact cu o putere, cu o capacitate de a analiza, de a gestiona anumite reacții, de a vedea cine ești. Exact. Și dacă un copil nu este expus și nu știe nimic, efectiv se va bloca când poate va fi prins în trafic, într-un conflict, într-un aeroport, la grădiniță, la școală, pentru că sunt parte inerente, sunt parte din viața noastră conflictele. Așa că ai nevoie să înveți să gestionezi conflictele, nu neapărat să le stârnești, că nu despre asta e vorba, ci de a face față la ele, pentru că ele apar tocmai pentru că suntem diferiți. Și în familie la fel, suntem diferiți. Chiar dacă îmi iubesc partenerul, chiar dacă îmi iubesc copilul, el este o altă identitate, cu alte nevoi, cu alte vise, cu alte limite. Și atunci nu pot să mă impun eu și de obicei de aici apar foarte multe conflicte. Ce vreau eu și ce vrei tu.
Da, și dacă nu se comunică, nu o să știu niciodată în realitate ce-ți dorești tu și tu nu o să știi niciodată ce-mi doresc eu, pentru că pe social media totul pare perfect. Da. Iar mai vine și un revers. Atâta timp cât noi postăm doar fantasticul acolo, când ai nevoie de un ajutor, toată lumea o să stea mirată, care ajutor, că ești perfect. Adică, da, erai un reper. Erai un reper, da. Da, și asta e la partea, din păcate, când nu se comunică, învățăm să tăcem și e foarte grav când pretindem că suntem cineva chiar în familie, în sânul familiei. Asta mi se pare cel mai dureros. Când nu te cunoaște nici copilul tău, nici partenerul, nici părinții, pentru că am învățat să iau o mască dezirabilă vouă, pentru că așa v-a plăcut de mine și am învățat că dacă sunt așa tăcut sau vesel sau de treabă și sar mereu în ajutorul altora, sunt acceptat. Și trebuie să ne cunoaștem și să ne lăsăm cunoscuți de cei din familie, care sunt limitele noastre, până unde pot, când nu mai pot, să cer ajutor. Dacă cer ajutor înseamnă că sunt slab, că sunt neputincios, că nu sunt stare să fac, cum ești privit? Și o grămadă de aspecte pe care noi le tot preluăm, ne formează personalitatea de mici. Și începând cu modul în care privim pe ceilalți, evident, când suntem copii din familie, ce perspectivă avem din familia asupra lumii, cât e de prietenos locul ăsta în care trăim, cât este de sigur, câtă putere am eu aici, câtă libertate să mă mișc, ce voi face atunci când suntem diferiți. Și ne întoarcem, uite așa, și la conflicte, pentru că ele apar inevitabil, că suntem diferiți, începând de la grădiniță, din parcuri, copiii, când se întâlnesc, da. Jucăria mea, jucăria ta, vreau în același moment pe un tobogan, pe același leagă, nu avem răbdare. Deci sunt lucruri care le învățăm de mici, ca niște deprinderi și mie mi se pare că, din păcate, în perioada asta foarte mult s-a pus accent, foarte multe cursuri, cum să stabilim conflictele sau cum să fim comunicare asertivă. A fost la un moment dat, da, mă, eu cred în ea că e nevoie, dar atât de mult s-a pus accent că am uitat să mai fim efectiv în conflicte, ca și cum să evităm. Totul să evităm, să nu ne mai confruntăm, pentru că a te confrunta nu există. Te face să te retragi, ori noi suntem totuși, avem un instinct puternic de animale care au nevoie să se lupte. Momentul în care tu tot sabotezi sau tot oprești energia asta, este o energie puternică de făurire. Se adună undeva, se cumulează undeva. Mai ales că în perioada asta s-a promovat foarte mult comunicarea online. Ori în online, sigur că este cu totul altceva decât față în față. Conflictele sunt mult mai estompate, însă sursele există. Și atunci când ne reîntâlnim, s-ar putea să izbucnească și mai... Mă gândeam acum la conflictele de muncă. Foarte mulți au lucrat de acasă. Am întâlnit mulți care lucrează de acasă și care sunt chiar încântați de această variantă de a nu mai interacționa prea mult cu colegii, ceea ce nu mi se pare un semn foarte bun. Faptul că ne dorim să nu mai comunicăm este rezultatul faptului că încet, încet ne-am restrâns noi singuri până la urmă. Da, valoarea comunicării mi se pare foarte importantă în orice parte am fi, că suntem, că e vorba de cuplu, de familie, de prieteni sau la locul de muncă, pentru că atunci când comunicăm apar ideile și mai multe idei înseamnă că e potențial pentru ceva nou, pentru ceva care se construiește. Că dacă ești singur, poți să fii fantastic și să duci până la un punct, dar de cele mai multe ori mai vine o părere. Oare cum este? Ce s-ar întâmpla? Și vine o mână. Da, și vine o mână de ajutor, că poate ești foarte creativ, dar trebuie cineva care să-ți implementeze, să-ți făurească, să pună în aplicare. Foarte greu, adică puțini oameni care ei și creează și materializează, implementează. Și aici mi se pare că e foarte important contribuția de a fi împreună. E minunat să poți să gestionezi lucrurile, să faci și singur, să lucrezi, da? Singur, să ai o disciplină și să ai responsabilități, să ai performanțe, rezultate, dar momentul în care te retragi din actul comunicării înseamnă că ne înstrăinăm și devenim într-un fel alienați. Asta este riscul, pentru că rămânem într-o hartă interioară, noi tot vom căuta o conexiune și vom intra în conexiune cu oricu diverse dependențe de
diverse feluri de, de tehnologie, de substanțe, pentru că e parte din noi ideea de a fi în conexiune. Și dacă noi nu vom mai fi în conexiune unii cu alții, interuman, vom găsi o altă conexiune. Da. Iar conexiunea umană, într-adevăr, te provoacă, pentru că e un bagaj puternic acolo de emoții care sunt stârnite, de diferențe, pe când într-o altă dependență, de cele mai multe ori și știm că dependențele au, ca orice dependență, are un preț. Da. Și și relațiile au un preț, dar acolo este puterea omului, cumva, de a fi împreună, de a pune în comun, de a se salva unii pe alții. Cer să-mi imaginez cum o să fie planeta asta într-un viitor foarte apropiat, peste 50 de ani, dacă o să, nu știu dacă mai trăiesc eu atâta, dar ideea este de într-un viitor apropiat sub 100 de ani. Cât de mult se va schimba? Mă gândesc foarte mult la nepoata mea, la oamenii foarte dragi, care ei vor fi adulții sau oamenii în vârstă din vremurile alea, cum va fi cu tehnologia, cum vor fi conflictele, cum vor fi comunicarea, cum vor fi colaborările, pentru că probabil va fi cu totul diferit față de ce știm noi. Se va schimba într-un fel în care poate noi nici măcar nu-l putem cuprinde. Bunicii noștri nu-și imaginau că noi să putem să stăm la povești și să ne vadă cineva în direct. Știi, în perioada aceasta, chiar și instanțele de judecată au experimentat și au pus în practică până la urmă, inclusiv audierea martorilor online, pentru că așa s-a... Dar toată lumea a ajuns la concluzia că nu este același lucru. Deci nu se transmite în totalitate și judecătorul nu receptează în totalitate tot ce se dorește a se... Sunt bariere, sunt... Bariere care țin chiar uneori și de tehnologie, da. Pentru că poate atunci ai o mică deviere, mică tulburare, de ce? Da. Adică nu merge bine netul și în momentul ăla ți-a scăpat o tresărire, o grimasă. Apropo de viitorul... Da. E interesant, adică ăsta e un exercițiu pe care îl fac adesea când uneori poate mă spăimântă, uneori poate rămân sceptică sau confuză sau mă revoltă anumite lucruri pe care le văd acum la generația actuală și pe am zis, stai un pic, nu fi depășit, actualizează-te, să nu rămân doar în lumea mea, pentru că mi se pare că omul care are capacitatea de a se adapta, care dispune de o flexibilitate mentală și comportamentală, este un om câștigat, că legea evoluției oricum asta ne spune. Și atunci de aceea încerc mereu să cuprind preocupările tinerilor, mai ales când mă întâlnesc cu ei, pentru că lumea va fi a lor. Întotdeauna lumea aparține tinerilor. Noi putem să lăsăm o urmă, putem să ne aducem contribuția și atunci hai să vedem cum putem face contribuția asta cât mai frumoasă, mai sănătoasă, dar exact veșnica problemă între generații, că pe vremea noastră fiecare generație a spus va spune pe vremea asta. Mea, exact. Da. Și eu o obișnuiesc să o zic, de multe ori încerc să o aduc sub formă de glumă, dar zic, chiar vreau să știu cum e acum pe vremea ta, pentru că lumea e a ta, adică aparține și încă e și a mea, suntem contemporani, dar să ne gândim foarte mult că peste 20, 30 de ani, 40 de ani, când noi o să fim la pensie, ce vor face tinerii aceștia, oamenii care se nasc acum, cum va fi lumea lor? Și mie asta mi se pare că ar trebui să fie un exercițiu al nostru de a reflecta și de a marca spațiul ăsta, să lași un loc sănătos pe lumea asta pentru cei care vin. Dacă am avea gândul ăsta, cred că am devenit așa o planetă mai conștientă, mai asumată și chiar avem un impact, pentru că fiecare are un impact în spațiul lui și impactul pe care l-ai dă calitatea vieții pe pământ, a relațiilor și a omului, cum va fi el om printre alți oameni. Da. Să știi că, apropo de dependența de tehnologie, chiar acum mă gândeam că în discuțiile pe care le-am avut cu părțile, în ultima vreme am observat că fiecare parte acuză pe cealaltă de dependența de telefon, televizor... orice discuție online. Da. Nu știu dacă noi realizăm că este un real pericol dependența asta de, adică exact cum spuneai, încerci să fii validat de oricine, dar nu de cel de lângă tine sau ai tu senzația că ești deja validat și nu mai trebuie. Este una din sursele conflictului. Da, și e trist pentru că e o formă de evitare și de evadare, dar nu de confruntare. Hei, uită-te la mine, cine vreau eu să fiu sau cine vreau să mă vezi acum? Și de multe ori chiar asta este situația între partenerii de viață, dacă s-au actualizat. Pentru că mi se pare foarte trist când ei sunt atât de deschiși să discute cu alții și nu mai vor să discute între ei. Cum ați ajuns la bariera asta? Și de obicei, s-a ajuns pentru faptul că au apărut niște diferențe, niște conflicte,
la care nu au fost dispuși și nu au avut capacitatea de a le gestiona și de a se asuma, de a face față, că asta mi se pare esențial, într-un conflict să ai capacitatea de a fi în conflict. Sunt unele familii în care tăcerea e de aur. Intri și parcă lucrurile sunt încremenite, nimeni nu se deranjează pe nimeni, că fiecare e cu treaba lui și noi toți conviețuim bine. Și genul de persoane care le-am văzut că au venit din familie non-conflictuale, în care conflictul n-a fost deloc o valoare, ca să e paradoxul, cum poate fi conflictul să aibă și o valoare pozitivă, da? Deci rămân încremeniți și rămân foarte tăcuți, adică ei vor fi evitanții și evadatorii din niște relații în care când apar diferențe se retrag și dacă vine cineva dintr-o familie care știe să se confrunte, să spună, să se certe... Acolo și soluțiile vin mai ușor. Păi evident, pentru că în momentul în care comunici, măcar spun, uite, asta îmi place, asta nu-mi place, asta îmi doresc, asta nu mai îmi doresc, pui niște limite, te vorbești, comunici. Ori în momentul în care nu comunici, nu știi cine e celălalt, ce se întâmplă. Și asta mi se pare cel mai trist, când oamenii nu mai vorbesc unii cu alții și evident că se înstrăinează. Și atunci când mă înstrăinez, eu tot am nevoie de o conexiune, ca asta zic, de un contact și mă voi duce în lumea online în care un ecran mă lasă să mă arăt. Pot crea ce imagine vreau eu, pot să aduc o parte din mine că, a, da, ești fals. Nu. Culmea că vorbeam de autenticitate, dar autenticitatea aia mă gândesc că eu ți-ți arăt o parte, dar partea cum este văzută poate de altcineva, cu altă persoană poate mă voi arăta într-o altă parte. Și asta e un paradox, că noi putem avea multe fațete și culmea că noi zic, măi, chiar suntem poate pe bune în fiecare parte autentic și culmea că mi-ai ziceam uneori chiar și când suntem falși poate suntem autentici. Asta mi s-ar părea paradoxul. Da. Pentru că și a spune o mască, da, bă, ai o parte din mine și știu să o joc, nu ne place, dar este dezirabilă social. Suntem condiționați de niște repere, cum e bine, cum e sănătos, cum ne dorim să fim într-un anume context. Asta cu autenticitate e o temă vastă și largă care ar merita poate altă discuție, mai ales ce scoate la suprafață fiecare om. Că unul îți va scoate la suprafață poate veselia, umorul, altul calmul, blândețea, altul furia, neputința. Deci ideea este că și noi unii pentru alții suntem oglinzi, dar ideea este să fii tu conștient. Ok, tu ce stârnești în mine? Colegul tău ce stârnește în mine? Prietenul meu ce stârnește în mine? Mama, sora, clientul? Fiecare. Mhm. Da, până la urmă, să înțeleg așa, știi, din ce mi-ai povestit, că până la urmă și conflictul are partea lui pozitivă. Adică conflictul poate să aducă ceva bun. Iată, după o perioadă de stat acasă și poate nenumărate conflicte pe care mulți au știut sau nu să le gestioneze, dar pe care oricum nu le prevedeam, s-ar putea să tragem și niște concluzii bune. Adică poate ai cunoscut și o altă parte a celuilalt. Poate ți s-au relevat niște lucruri pe care ai fi dorit să le știi și cu ocazia asta, cu ocazia unui conflict le-ai aflat. Da, și cred că asta mi se pare foarte important, dacă am fi realiști, că noi nu putem să trăim fără conflict în familie. Realmente, o familie fără conflict e o familie statică, pentru că un conflict are capacitatea de a duce la ceva nou, de a împrospăta, de a dobărâ poate niște tipare, pentru că fiecare familie are scheleții ei, cum se spune, scheleții din dulap. Ori, dacă ele, noi nu ne confruntăm, nu vorbim despre ele, rămân ca niște secrete, rămân acolo bine păzite și atunci noi nu vom ști, adică vom crește într-o stare de tensiune, că aici apare starea de relaxare sau de tensiune a unui om. Și o familie, adică efectiv partea asta că în pandemie am stat atât de mult unii cu alții, dacă noi am înțelege că pur și simplu să acceptăm că nu suntem făcuți să stăm, să fim zen 24 din 24, să ne iubim, să ne placă, să avem aceleași gusturi, aceleași dorință de a viziona nu știu ce film, de a petrece timpul împreună, pentru că realmente suntem diferiți și ideea este pornește de a accepta că suntem entități diferite, cu nevoi diferite, dar vrem să fim și împreună. Și de ce vrem să fim împreună? Asta este foarte important. Vreau să fiu împreună cu tine pentru că mă simt bine, mă relaxez, admir cum ai umor, cum râd, cum povestesc, cum dezbatem, cum avem o polemică, nu știu, dar de ce? Și atunci în momentul în care îți dai seama că nu putem fi în fiecare zi cu resurse pline, pentru că se întâmplă foarte multe noi și era o perioadă de stres cu multă tensiune pentru fiecare, nu știa ce se întâmplă, cum ne afectează, pe ce perioadă, incertitudinea asta, era ceva nou în care noi nu ne-am confruntat să stăm acasă cumva în prizonieratul ăsta. Evident că aici iar apar, cum ai mai zis,
toleranța noastră, ce capacitate avem de a face față și atunci doar că accepți că mă, nu putem fi în fiecare zi zen, dar ok, astăzi ne-am certat, dar hai că vom continua, ne-am eliberat. Dar să ai și un ritual de a te reapropia, asta e foarte important. Da. Da, deci pe de-o parte eu mă retrag, fac eu ce fac când ies dintr-un conflict, ne-am certat sau nu ne-am certat, adică ne-am confruntat sau am evitat, dar apoi să creezi mereu o punte cu celălalt. Ok, hai să reglăm lucrurile, pentru că lucrurile nerezolvate, conflictele care rămân tacite, așa, adică sub oală, la un moment dat vor da afară. Și cred că asta s-a întâmplat în foarte multe familii, pentru că foarte multe frustrări adunate și într-un episod sau într-un moment în care am fost atât de stresați, ele au erupt, au răbufnit și au dat seama de fapt poate cât sunt de înstrăinați, cum nu mai comunică, cum nu-și doresc să fie cu alții, poate cum au preocupări total diferite, că aveau doar un scop comun, că era comoditatea și așa mai departe. Deci eu zic că a fost o perioadă foarte bună de a se actualiza și de a-și da seama ce mai leagă, ce au dobândit împreună și care ar fi motivul pentru care și-ar mai dori să facă un viitor împreună, să-l creeze, sau dacă nu, să știe și de ce nu. Numai pentru că m-am săturat și m-am plictisit, că te vei plictisi și într-o altă relație peste 10 ani, dacă nu vei face mereu ceva ca să împrospătezi. Deci să nu pui mereu în cârca celuilalt, că e doar vina lui, ci să-ți asumi și tu responsabilitatea, tu cu ce ai contribuit, tu cum ai făcut să nu fii așa statică, să nu te plictisești în relație. Și atunci, într-o relație fiind doi, ok, hai, asumă-ți și tu partea ta. Ce ai făcut? Cum ai contribuit? Da, foarte interesant. Aș vrea foarte tare, că știu că te ocupi foarte mult și de adolescenți. Cum i-a afectat pe ei această perioadă? Adică ce capacitate au ei de a-și regenera până la urmă tot sistemul relațional cu ceilalți? Pentru că după o perioadă în care, sigur, au stat acasă și au butonat mai mult, revenirea la toamnă, când va fi la școală, cu siguranță va fi o perioadă de recuperare și apoi de reintrare ușor-ușor normal. Știm că s-au dat examene, chiar te-ai ocupat de... Da. Tineri care au dat bacalaureatul sau și capacitatea. Și capacitatea. Aș vrea să ne spui cam ce concluzie ai tras, adică cum au perceput ei perioada asta vis-a-vis de părinților, vis-a-vis de conflictele cu părinții și vis-a-vis de ei înșiși. Da. Probabil că, deci în familie depinde foarte mult un copil, foarte mult a fost influențat și de părerea părinților și de capacitatea lor de a face față. În familie în care părinții au știut să gestioneze situația asta, că a fost o situație de criză, de adaptare și au dispus de o capacitate înaltă de a se adapta și de a face față, de a explica, copiii erau și ei liniștiți. Tinerii, deși ei sunt în lumea asta virtuală și comunică permanent pe rețelele lor, poate că au fost la început așa o distracție, distracție. Că am luat-o sub forma de distracție, am scăpat de școală, cum n-am visat și noi să scăpăm de școală, să închidă școala. În același timp, realmente și-au dat seama asta din discuțiile pe care le-am avut cu ei, și-au dat seama cât de mult le lipsește de fapt întâlnirile face-to-face, față în față, de a fi în contact. Și mă aștept să-și dorească cu mare, majoritatea își doresc revenirea și a fi în contact cu ceilalți, pentru că am resimțit-o majoritatea dintre noi. Avem nevoie de conexiune umană. Iar cum au făcut față? Eu zic că, pe de altă parte, au fost și foarte creativi. Am întâlnit tineri care și-au descoperit niște pasiuni și lucruri pe care le-au pus în aplicare, tocmai pentru că au avut timp să caute, să învețe, să descopere. Exact. Mulți tineri au adus asta în ecuație și părinții poate că nici nu cunosc, nu știu, sau poate n-au încurajat. Asta ar fi foarte important, să fie încurajați și lăsați să exploreze, pentru că, așa cum ziceam, lumea aparține lor. Încurajați în anumite preocupări și i-am văzut că i-au făcut, părerea mea, că s-au descurcat. A fost partea de plictiseală, de oboseală, dar totuși mie mi s-a părut că au făcut foarte bine față. Eu am văzut, în marea majoritate a orelor, copiii mai mici, cel puțin acolo am observat eu, pentru că nu erau la școală, învățătorii au găsit niște soluții a unor probleme, să zic, care să pună să creeze. Ceea ce a fost deosebit, pentru că fiecare a fost lăsat să inventeze, să creeze. Ceea ce poate la școală sună clopoțelul, colegul de bancă,
Deci, partea bună, ca să zicem așa, este faptul că și-au dezvoltat niște abilități. Da, au putut fi susținuți și încurajați, asta mi se pare, că unii dintre ei și va fi și o lecție pentru ei, zis, că rămâne în memoria lor. Pentru totdeauna, da. Exact. Cum a fost pentru ei când au stat ei acasă, ce au făcut, ce s-a întâmplat. Pentru că, știi, când e un episod care se întâmplă prima oară, e prima oară. Deja a doua oară ești deja poate altfel pregătit, ok, ce facem, cum îl compar cu primul. Exact, exact. Dar am văzut, mie mi s-a părut că tinerii chiar au făcut mai bine față decât din cei pe care eu i-am întâlnit. Evident că au fost și stări de plictiseală, de iritare, dar de câte ori am lucrat cu ei și am mai avut niște ore online în cadrul școlii altfel, de exemplu, le-am normalizat, că normal, e firesc să apară și oboseala, și iritarea, și în familie să mai certe, dar e foarte firesc să ne și împăcăm și că e foarte important să mai spunem îmi pare rău, iartă-mă, am nevoie de asta, să te retragi, să știi poate uneori chiar când să taci, dar să știi să vorbești. Da, deci sunt lucruri normale. Mie mi se pare că viața stă chiar în lucrurile astea simple, banale, normale. Până dar urmă, avem așa multe așteptări și mai ales de la cei dragi, de la oamenii iubiți, că încărcăm cu o povară foarte mare, ca și cum dacă ne iubim, trebuie să mă accept și să fiu întotdeauna un sfătuitor, un stâlp pentru mine. Dar uităm că poate și sfătuitorul și stâlpul ne are nevoie. Da. Are nevoie să retragă, să respire și că, ok, lasă-mă un pic pe mine, poate 3 ore și după aia am timp de tine. Dar dacă vreau mereu aici și acum tu să fii pentru mine, e foarte greu. Adică lasă spațiu, dă-ți și ție spațiu să vezi tu cum poate te reinventezi, cum revii. Nu pune mereu pe seama celuilalt să fie o soluție pentru tine, că atunci tu nu ești pentru tine o soluție. Deci aici sunt, iară, lucruri care țin de individ, de capacitatea lui de a face față, de respectul de sine, de conștiința de sine, de cât de bine se cunoaște și ce vrea să aducă în relațiile lui și în viața lui. Cum se responsabilizează. Să sperăm că după perioada aceasta am și tras niște concluzii bune, adică cel puțin dacă am trecut prin perioada de pandemie să ieșim cu unele lecții învățate, inclusiv în ceea ce privește conflictul, să putem aborda față în față anumite probleme, să apelăm la specialiști, de ce nu, pentru că nu toată lumea trebuie să se priceapă la a gestiona un conflict. Pentru asta suntem, așa cum ne pricepem la a gestiona probleme de sănătate, sigur că sunt... Cristina, te rog frumos un sfat pentru cei care tocmai au ieșit din această perioadă și care au încă conflicte nestinse. Neapărat să apeleze la specialiști, exact cum ai zis, că este vorba de un mediator, că este un consilier, un terapeut, dar neapărat să ia o terță persoană care are o imagine obiectivă și care poate să-i ajute să-și normalizeze și trăirile, stările și să pună în comun în diferențele și nevoile lor, pentru că a fost o perioadă solicitantă pentru fiecare, dar tot fiecare om suntem aici să ne ajutăm și să aibă încredere în capacitatea noastră și de a ne regenera, că umanitatea a trecut prin atât de multe încât și prin asta vom trece împreună. Dar să fim atenți și cu drag unii de alții și cu bucuria sau cu respectul ăla că vreau să-mi fie bine mie și să fac și același bine pe care mi-l doresc mie, să fiu capabil să ți-l ofer și ție. Cred că asta este concluzia cea mai frumoasă. Atunci când avem un conflict, neapărat să apelăm la un specialist. Cu acestea, vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare!